FM98,3 în comunitate, două gazde, la fel cum se întâmplă în fiecare zi de luni până joi, Mihaela Ioniță și Răzvan Ursulanu, să rămână. Bună ziua și doi invitații de la și doi da. Invitați, Ionuț Sibian și László Potoczki, așa, Ionuț Sibian în stânga, vă spun și fizic unde se află invitații, pentru că emisiunea este și pe Facebook Live. Ionuț Sibian de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. În dreapta sa se află domnul László Potoczki, director Fundația pentru Parteneriat și evident partener cu celălalt. În dreapta invitat. Ta, Răzvan, în stânga sa. În stânga sa și în dreapta mea, da. Colegul nostru de la Miercurea Ciuc. Da. Ieri, două zile bune, una după alta, legate. Ieri am vorbit despre parteneriate româno-germane. Astăzi vorbim despre cooperări elvețiano-române. Nu știu, un trend bun pare. Dacă suntem implicați în orice fel de activitate productivă cu nemții și cu elvețienii, Mihaela, nu? Dar ar trebui ca lucrurile să meargă ceas, nu? Merg? Punctualitatea elvețiană. Da. Merg? Păi, sloganul nostru a fost România se vede bine, din perspectiva elvețiană, cel puțin zona de societate civilă. Asta înseamnă că această contribuție a Elveției a acoperit cu o sumă de bani și proiecte ale organizațiilor neguvernamentale. Noi în FDSC am fost asistența care am ajutat la implementarea proiectelor din sfera generală a societății civile, domeniul social, iar noi pe partea de protecția mediului și dezvoltare durabilă. În consorțiul nostru am mai avut un partener din Elveția, K Consultants de la Zürich, și am fost desemnați de Biroul de Cooperare Română-Elvețiană, un birou din cadrul ambasadei de la București, să implementăm acest program. Și a fost o experiență fantastică pentru că am descoperit niște oameni minunați, atât la Berna, în capitala Elveției, cât și aici la ambasadă și la Biroul de Cooperare. Și datorită suportului lor am avut o absorție de aproape 100% acestor bani. N-aș neglija nici ajutorul pe care l-am primit din partea colegilor din guvern, din Ministerul de Finanțe, de la Direcția ECFIN, care au fost extrem de suportiv cu noi, cu implementarea acestui program, și e un lucru mai rar, având în vedere toate discuțiile referitoare la societate civilă, relația cu guvernul. Dar sunt și oameni dedicați în administrația din România, oameni cărora le pasă despre bunul mers al cetății și noi am avut chiar o relație foarte, foarte bună cu acest birou ECFIN, care a fost counterpartul părții elvețiene în implementarea programului mare, program mare care a avut o sumă mult mai mare decât aceasta și au fost finanțate și alte activități și proiecte propuse de cele două guverne în zona economică, în zona de sănătate, în zona social, securitate, cultură. Deci toată această contribuție a fost mult mai mare decât partea de societate civilă, însă noi știm această parte de societate civilă și parteneriate între entități din Elveția și entități din România, non-profit, sau am avut inclusiv proiecte ale unor universități și... Da. Păi să ne dați și exemple de caz. Deci ca să simplificăm, elvețienii n-au dat niște bani, da? Deci au oferit niște bani ONG-urilor, care la rândul lor au produs proiecte care au 141 de proiecte. 140 și de ca proiecte. Sumă putem să menționăm și suma peste 23 de milioane de franci elvețieni care au fost cheltuiți de aceste organizații pe proiecte în ultimii 9 ani. Eu am deschis site-ul, cam toate site-urile au o rubrică, primele trei sunt cam la fel, acasă, home, despre și proiecte. De ce mai multe ori când apeși pe proiecte se întâmplă două chestii, unul ori în lucru, ori găsești un proiect sau proiectul major, foarte bun de altfel, cu care se ocupă cine e acolo. Și aici când am deschis proiecte, deci am zis că s-a deschis toată Wikipedia, servicii sociomedicale, educație, economie socială, dezvoltare comunitară, cultură, democrație, managementul deșeurilor, schimbări climatice, consum durabil. Deci, bravo, oameni buni! Da, deci acum am acoperit cele două domenii majore, fiecare dintre organizații noastre este oarecum specializată pe finanțarea acestor domenii. Cum am spus noi, Fundația pentru Parteneriat pe parte de dezvoltare durabilă, mediu, tot ce ține de acest aspect, iar colegii mei de la FDSC, cu care avem un parteneriat, nu numai pe programul acesta, ci lucrăm din 2007 împreună pe programe de finanțare derulate în comun, pe partea socială. Și evident, proiectele au fost foarte diverse, frumoase, cu foarte multă implicare, fiindcă asta este unul din aspectele pe care le urmărim, fiecare proiect pe care finanțăm, implicarea comunitară, mobilizarea comunității, și să facă o schimbare acolo unde este. Și ca o concluzie generală, ce pot să spun, banii așa, în general, par mulți, 23 de milioane, dar proiectele s-au făcut din câteva zeci de mii sau puțin peste 100 de mii pe anumite proiecte. Pe perioade de 3 ani. Pe perioade de 3 ani. Și de ce subliniez acest aspect? Vorbim de bani nu neapărat mulți, dacă ne gândim la nivel de ani, și totuși din acești bani s-au obținut niște rezultate extraordinare care se văd în comunitățile unde au fost implementate aceste proiecte. Și asta, aceste rezultate se datorează și flexibilității donatorului, Guvernul Elveției și biroului de aici, care, fiind un program pe 9 ani, lucrurile se schimbă în orice țară, în orice societate. Și asta am apreciat la ei. Că poate crește riscul, se schimbă oamenii, opresc lucrurile. Poate, nu știu, apar probleme într-o anumită zonă, cum am avut un proiect care s-a referit la tuberculoză. România are cea mai mare incidență a tuberculozei din Uniunea Europeană, 2,7 oameni la 100 de mii de locuitori. Și numai că tuberculoză e un fel de tuberculoză care este rezistentă la medicație și atunci ai nevoie de o nouă medicație. Și ce au făcut colegii noștri de la Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu tuberculoză multidrog, printr-un proiect finanțat pe această contribuție cu 73.000 de franci, au reușit să schimbe legislația. Au reușit să convingă exact Parlamentul și Guvernul să avem o nouă legislație care apără de fapt bolnavii. Tratamentul este gratuit, concediul medical este plătit, există și o continuitate a tratamentului, există o atenție, o metodologie cu privire la a micșora șansa de recidivă, deci avem o politică publică și o legislație coerentă astfel încât să diminuăm acest număr care e o rușine pentru un stat membru al Uniunii Europene. Și gândiți-vă câte dezbateri ar fi fost dacă ar fi fost partidele care au venit de la firul ierbii cu această propunere, această asociație care include inclusiv pacienți, care membrilor sunt oameni care au suferit și suferă de această boală. Și asta va rămâne ca o ștampilă a acestei contribuții în România. Un alt exemplu, chiar ieri am fost cu colegul nostru de la K Consultants și sperăm domnul ambasador să meargă să viziteze acest proiect. Casa Experimentelor este o hală în care sunt peste 100 de experimente, în care vin în fiecare zi copii cu clasa, profesori cu clasa și de fapt văd experimentând ce înseamnă fizică. Ei învață totul la școală, din manual, din dictarea profesorului. Ei, aici poți să faci experimente care unele dintre ele sunt foarte costisitoare, pe care le vezi numai în filme. Unele dintre ele sunt de domeniul Star Trek, așa eu le-am văzut numai în aceste filme științifico-fantastice, nu mai e științifico-fantastic, te duci și interacționezi cu aceste aparate, poți să ai workshop-uri în care să înțelegi fizica aplicată, exact, e fantastic, vă recomand să mergeți cu copiii dumneavoastră, cu prietenii noastre și să vizitați acest centru. Partea faină cu aceste proiecte e că ele nu se închid după finanțare. De exemplu, acest proiect Casa Experimentelor, finanțarea a fost pe 3 ani, s-a încheiat acum 2 ani. Nu, este deschis și este sustenabil. Ce înseamnă asta? Se poate autosusține. Exact. Sunt companii care le sponsorizează, există o cutie în care poți să pui donații, există, dacă vrei, clase specializate plătești și astfel încât aceste centre se susțin, iar copiii care nu ar putea să-și plătească, de exemplu cei din zona instituționalizată, case de copii sau din familie defavorizate, au acces gratuit. Și Cu asta rămânem după. Asta înseamnă contribuție elvețiană și un lucru bine făcut. Le-a oferit demarajul. Exact. După care... Și acesta a fost în parteneriat cu o organizație din Tehnorama, am impresia că se numește, din Elveția. Deci, de fapt, e un model din Elveția pe care noi l-am importat în România prin o asociație din România, Asociația Rună pentru Training, am impresia că se numesc. Și avem această Casa Experimentelor care va rămâne acolo. Ei vor să se dezvolte, să aducă mai multe experimente. Mai mulți copii, am impresia că au avut peste 100 și ceva de mii de vizitatori, da, de copii. Iar în săptămânile când avem școala altfel nu fac față, pentru că au foarte multe vizite și nu lucrează decât pe bază de rezervare, pentru că altfel nu pot face față. Deci cum pot fi găsiți? Casa Experimentelor, pur și simplu. Casa Experimentelor, dați pe Google Casa Experimentelor și... Dar ziceți-ne de luna, acum eu sunt curios, ca în Star Trek, eu am văzut Star Trek. Deci, orice spuneți despre Star Trek știu. Un exemplu de experiment, bine, nu neapărat Star Trek, dar asemănător cu unul dintr-un film science fiction cunoscut, ce fac acolo? Bănuiesc că școala n-ar putea să facă așa ceva. De exemplu, există un bol cu gaze rare în care pot să direcționez fasciculul de lumină cu mâna. I-am terminat istorie, deci cu fizica mai. Însă un astfel de experiment, un astfel de bol, pentru că sunt niște gaze rare înăuntru, costă în jur de 6.000 de euro. Deci nu știu câte școli și-ar... Exact, și nu știu câte școli și-ar permite. După aceea un experiment simplu, de exemplu. Stai pe o bicicletă, dai la pedale și vezi prin energia pe care o generezi din pedale, ce poți să aprinzi să devină funcțional în casă. Un televizor, un bec. Și cu cât dai mai repede la pedale, vezi câtă energie generezi, inclusiv chestiuni legate de sustenabilitate energetică. Deci, pe lângă zona de experiment, e și o educație, cum am putea să trăim într-o lume mai verde, să ne generăm energia singuri. Cred că eu, având în vedere că în școli nu prea avem astfel de experiențe practice, cred că pentru copii am văzut acolo fascinați și partea bună e că îi lasă să atingă. Da, poți să faci în casă asta experimentul. Deci nu ți spune, nu atinge acel glob pentru că este, nu, îl atingi. Deci e o experiență, o învățare pentru copii. Și ce m-a fascinat, au un biblioraft cu impresiile copiilor și ale profesorilor. Dacă citești ce au scris copiii și profesorii după ce au vizitat această expoziție, îți dai seama că acest cost și ce s-a întâmplat prin acest proiect a schimbat viața și optica vis-a-vis de fizică, de chimie a multor copii care au participat acolo. Sau poate vorbești tu, luați un pic de cei kilometri de bicicletă în satele din Transilvania. Da, deci după cum știți, trăim într-un reveriment sau o revoluție a utilizării bicicletei și la noi în țară, din ce în ce mai mulți încep să utilizeze acest mijloc de deplasare minunat. Am avut mai multe proiecte și în cadrul acestui program care era cumva legat de bicicletă. Aș menționa două din Transilvania. Primul s-a făcut în zona deja vestitului Viscri, pe care știți cu toții. Într-un fel, pentru... cum să spun, pentru a crește oferta pentru orice turist care sosește în zonă, afară de a vizita casele săsești, o mâncare bună locală, să ai și un mod de petrecere a timpului liber într-un mod puțin mai activ. Organizația Adept, care este o organizație etalon a zonei, fiindcă este implicat în foarte multe chestii de dezvoltare locală, sustenabilă, economie locală, sustenabilă, etc., s-a ocupat de dezvoltarea unui traseu de biciclete de 82 de kilometri, pe care numai că l-au marcat, efectiv l-au amenajat prin pădure, prin diverse zone frumoase, leagă mai multe zone, foste localități, să știți cum le numim noi. Unele patrimoniu UNESCO. Unele patrimoniu UNESCO, deci de la Viscri, prin Meșendorf, etc. A fost un proiect extraordinar de bine făcut, care a implicat mai mulți parteneri, inclusiv din Elveția. Colegii de la Adept s-au dus în Elveția să studieze cum se descurcă și elvețienii în acest domeniu, au folosit inclusiv experiența adusă de acolo, iar acest traseu de 81 de kilometri a devenit un traseu foarte frecvent utilizat atât de turiști, dar inclusiv s-a organizat acolo concursul național de mountain bike de câteva ori la rând de atunci. Trebuie să vedem mai departe decât de existența pur și simplu fizică a acestui traseu. Atrage turiști, vin din București, din alte zone ale țării. Oamenii care folosesc traseul se cazează acolo. Destinația nu mai este o destinație de o zi sau două, ci se prelungește durata de medie. Da, exact. Aduce bani comunității. Competiții. Deci, exact. Sau cealaltă organizație, în colinele Transilvaniei, a amenajat alte 320 de kilometri de trasee din zona Sighișoara în toate colinele, care ne mai vorbim de faptul că sunt și moderni, fiindcă pe lângă faptul că au dezvoltat traseul, a dezvoltat și aplicație de smartphone, pe care poți să o folosești, traseul fiind inclus în această aplicație. Deci sunt chestii aplicate, întotdeauna ne place să finanțăm chestii aplicate care, cum am spus, implică comunitatea, care sunt făcute în parteneriat, care cumva se extind mai mult decât o chestie pur și simplu faptică, formală, au o abordare holistică, ca să spun așa. Da, și există dezvoltare economică datorită acestui proiect. Exact, la asta m-am referit. Mulți oameni care merg acolo, se cazează, sunt servicii prin care asociațiile îți transportă, dacă tu vrei să iei un sejur acolo, ei îți transportă, îl faci cu bicicleta și ei îți transportă la următoarea casă unde o să stai în familie sau bed and breakfast, îți transportă bagajul. Cred că e un model pe care l-am putea replica multe, guvernul și statul prin fondurile europene, să replice mai multe zone din România. Cred că am putea să ne gândim la Bucovina, inclusiv aici în sud cu Delta, cum se numește. Traseul de cicloturism ar putea fi cam peste tot în țară. Deci ăsta e un model pe care îl putem replica. Din nou a rămas acolo, proiectul s-a închis acum vreo 3 ani, în fiecare an se organizează acest maraton al cicliștilor și e un lucru cu care toți ne mândrim și rămâne acolo. Ne avem niște date, ne-am uitat la final de program și am numărat aproximativ 350.000 de oameni din 129 de comunități care au fost implicați în cele 141 direct, de proiecte. Implicați în mod direct. Nu e o sumă mare, însă având în vedere capacitatea programului, cred că și comparând cu fondurile europene unde stăm cum stăm, cred că acest program este... Și a atins scopul. Da. Păi e mare, după calculele mele este peste 1% din populația țării, nu? Da. Asta mi se pare pentru un proiect, totuși, gândiți-vă la scară națională, da, 1,5% din populația țării, e o cifră impresionantă. Vreau să vă întreb acum, când mă amintesc de vorba lui bunica mea, o știa din perioada interbelică, e cu repetir? Există șanse, fiindcă în principiu știm deja că, bine, acest program de cooperare nu s-a implementat doar la nivelul României, deci Elveția are un acord de colaborare, un memorandum cu Uniunea Europeană și de fapt, cu mai multe țări. Vorbim de țări oficial, care... Oficial, în februarie 2019, luna trecută, acest proiect amplu, care le include pe toate, a fost, să zicem așa, oficial, firește, ele continuă, dar el a fost oficial încheiat. Da, dar există un nou program... Ediția a doua, asta vreau să vă întreb. Ediția a doua, fiindcă datorită agreement-ului sau colaborării cu Uniunea Europeană, Elveția este oarecum obligată să repete acest program și, din câte știm deja, la nivel de strângere de mână între domnul Juncker și președintele Federației Elvețiene, s-a căzut de acord. Urmează detaliile. Da, programul nou este... Există o dezbatere în Parlament, și în general, ca și alți donatori, se uită spre țările care încă sunt în... A intrat recent în Uniunea Europeană. Și acestea sunt noile state membre, mai puțin Malta, în cazul Elveției, Malta și Cipru. Malta și Cipru sunt în urmă și noi cum suntem? Nu. Malta și Cipru sunt noi, au aderat și odată și ele nu cred că vor fi incluse în acest program. Focusul este pe țările din Europa Centrală și de Est, însă ei n-ar trebui să fie neapărat obligați să dea acești bani. Deci este și o dorință a Elveției de a ajuta aceste țări, de a dezvolta relațiile cu aceste țări, de a crea poduri între societatea din România și cea din Elveția, pentru că fondul de parteneriat pe care l-am avut noi, tocmai asta și-a propus, ca la nivel de cercetători să existe schimb de experiență. La nivel de organizații neguvernamentale am avut inclusiv proiecte care au implicat zona sindicală, de exemplu. Deci sunt muzical, pianul, exact. Deci au fost mai multe domenii. Că e chiar interesant. A existat un proiect în care există o tradiție în relațiile dintre sindicatele din România și sindicatele din Elveția. Solidar este o organizație importantă în Elveția care aduce la oaltă sindicatele din această țară și există niște studii și niște propuneri de schimbări legislative, astfel încât mișcarea sindicală din România să se dezvolte mai mult, să aibă mai mult impact în rândul membrilor. Da, experiența elvețiană, v-am spus, în acest domeniu e considerată una superioară și România sperăm să se alinieze relațiile dintre sindicate, patronate, legea 62 privind dialogul social. Sunt multe lucruri pe care ei s-au uitat și au pus pe masa guvernului, a Ministerului Muncii, un set de propuneri care ar îmbunătăți dialogul social în România. Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că ar fi foarte simplu, că există un agreement între Uniunea Europeană și Elveția și există calculul acesta de bani, luați-l, folosiți-l. Nu, este mult mai mult decât atât. Exact cum spunea Ionuț. Deci, ei efectiv știu că dacă dau acești bani acestor țări, acestea pot fi folosite frumos. Dar dacă mai implică și experiența elvețiană, fiind un stat despre care nu trebuie să vorbim, știe toată lumea cât de bine este pus la punct, au o mulțime de experiențe care pot fi transpuse, evident, cumva adaptate la conjunctura noastră, dar faptul că au fost aceste proiecte în parteneriat sau implicarea ambasadei, care nu v-a fost la început și la final, ci în fiecare an am avut întâlniri, am discutat, au vrut să contribuie, ne mai vorbim de faptul că reprezentanții ambasadei au vizitat inclusiv domnii ambasadori care au fost de-a lungul anilor sau ofițeri din ambasadă, au vizitat aceste proiecte. Bun, fericire. Și acum, dacă ar fi să reediteze figura și să se gândească, măi, cui mai dăm bani? Faptul că ne-am mișcat bine contează sau din contră? Domne, sunt pe picioarele lor, se pot descurca de și singuri, pot găsi... Însă chestiunea asta este una care se reglează în urma unor negocieri. Dacă Parlamentul elvețian va aproba o nouă contribuție, atunci există discuții cu Comisia Europeană, după care vor exista discuții între Guvernul Elveției și fiecare stat membru. În aceste discuții se vor stabili care sunt prioritățile, care sunt sumele și noi sperăm ca societatea civilă să rămână una dintre zonele beneficiare. Dar contează și cum se comportă autoritățile noastre acolo la Bruxelles? Nu știu dacă la Bruxelles, probabil se contează cum să ne comportăm în relația bilaterală foarte mult, iar noi, după cum v-am spus, am avut întotdeauna suportul al ambasadei, al Guvernului Elveției, al acestui departament din Ministerul de Finanțe care a fost responsabil pentru implementarea programelor și sperăm că această relație bună pe care au construit-o în acești ani cele două guverne să continue și până la urmă să beneficieze comunitățile din România, cetățenii, pentru că toate aceste proiecte au ca scop până la urmă aducerea României, a comunităților, a cetățeanului, a veniturilor economice cât mai aproape de media europeană. De fapt, asta e ideea acestor proiecte. Să micșorăm disparitățile dintre România și media europeană. Iar în cadrul României, disparități între urban și rural. Asta mai avem de lucrat. Da, spuneți-ne cum ați făcut selecția proiectelor, că bănuiesc că n-am fost ușor sau a fost luptă crâncenă sau... Se primesc mii de proiecte pe fiecare call sau fiecare cerere de oferte de proiecte, pe fiecare componentă pe care o avem. Avem evaluatori externi independenți, adică nu le evaluăm noi în direct ca și administratorii acestor programe. Evident, e o concurență, este o competiție între cei care trimit aceste proiecte, poate să creeze și frustrare în mod evident, fiindcă nu toți, deci banii sunt avem o anumită sumă, deci banii sunt limitați. De obicei câștigă proiectele care obțin punctajul cel mai mare și care corespund pe cât posibil priorităților acestui program. Apropo de proiecte câștigătoare, ne apropiem de jumătatea emisiunii, vă reamintesc, bine, v-am spus ieri, vă reamintesc astăzi, ca în fiecare zi puteți să câștigați 3 cărți, un pachet de 3 cărți de la Editura Integral, Intrați pe pagina noastră de Facebook București FM și ne spuneți ceva în legătură cu această emisiune, un lucru care v-a plăcut sau poate v-a displăcut. Apropo de proiecte, am găsit unul aici printre multele proiecte de pe site care, într-adevăr, mă bucură foarte tare pentru că sunt genul acela de proiecte foarte rare pentru comunități extrem de necăjite și despre care cei mai mulți oameni preferă să nu vorbească. Toată lumea preferă să nu vorbească. Centrul Caracuda din Ferentari, peste 400 de consumatori de droguri, în special din unul dintre proiecte, din cartierul Ferentari și din împrejurime, au beneficiat de servicii integrate. Testare HIV, testare pentru hepatită B și C, deci lucruri pe care lumea le evită, cum spuneam, sau preferă să nu vorbească. Aceste servicii au fost oferite și persoanelor care vând servicii sexuale celor fără adăpost, dar și alte categorii de persoane. Firește, lucrul acesta contribuie la prevenirea HIV, a hepatitei B și C în rândul consumatorilor de droguri și așa mai departe. Deci, chiar am vrut să venim cu organizația care a implementat acest proiect, cu cei de la Carusel, care sunt niște eroi în ceea ce fac. Din păcate, Marian Ursan, care conduce Carusel, este plecat astăzi din țară, poate o să-l invitați altă dată. Ei fac în acest cartier din Ferentari o muncă fantastică și au avut acest proiect care a suscitat foarte multă dezbatere. De obicei, autoritățile locale preferă să ascundă aceste realități, nu să încerce să le aducă într-o dezbatere publică și să vedem toți cum găsim soluții. Iar zona Ferentari este o zonă critică din punctul ăsta de vedere. Ei nu au fost un proiect foarte susținut de administrația locală din sector. Din fericire au reușit să-și mențină serviciile, sperăm să-și deschidă un nou centru într-un sediu mai sustenabil, pentru că așa cum au început ei acest proiect, au fost de fapt containere amenajate pentru acest serviciu în parcul în care... Cu vocea firfotă, nu avem apă acolo și mai sterilizăm în căță. Exact. Deci a fost foarte, foarte greu începutul, însă ei în momentul ăsta sunt o organizație recunoscută, cred că au fost printre primele lor finanțări aceasta. Au mulți voluntari cu care lucrează, au destul de multă susținere, inclusiv din partea donatorilor privați în acest moment organizația și e din nou un exemplu de sustenabilitate. Finanțarea s-a încheiat, însă ei or să-și dezvolte serviciile și nu numai la acest centru, ci inclusiv pe șoseaua de centură. Ei merg în fiecare seară, au mașini de intervenție, discută cu lucrătoarele sexuale, pe cât posibil încearcă să le găsească loc la clinici, astfel încât să primească servicii medicale, protejare și așa mai departe. E, din păcate, singura organizație din această sferă, iar lucrurile pe care le vedem în momentele în care ne invită în aceste raiduri de noapte sunt cutremurătoare, efectiv. Vreau să vorbim puțin despre Fundația pentru Parteneriat. Îmi place foarte mult cum se numește, ca și cum, deci Fundația pentru Parteneriat, deci e ca și cum vezi așa o persoană extrem de jovială și sociabilă, care vine și se spune, hai să ne împrietenim, să facem ceva. Deci cam așa e, nu? Cam așa e. Deci asta e credul nostru de la înființare. Eu sunt fondatorul organizației. Tocmai am sărbătorit 20 de ani de la înființare. Ideea de bază a fost, în momentul în care am înființat fundația, e ca să promovez parteneriatul. Evident, sfera noastră de activitate era dezvoltare comunitară și protecția mediului, dezvoltare durabilă. Deci în cele două domenii se găsesc cât mai mulți parteneri cu care să lucrez. Prietenoși ei. Prietenoși. Ne place să spunem, deși suntem organizație finanțatoare de 20 de ani, finanțând peste 1200 de proiecte în acești ani, inclusiv organizațiile pe care le finanțăm, noi le considerăm partenere. Deci nu ne place relație mare finanțator, organizație finanțată. Nu. Ne place să fim, cum zicem noi, user-friendly sau prietenoși cu cei care lucrăm. Ca atare pot să spun că în decursul celor 20 de ani chiar am fost partenerii majorității organizațiilor cu care am lucrat, am reușit, folosesc un cuvânt interesant, pe cei care au început de mic să-i dădăcim, să-i creștem și unele dintre organizațiile cu care am început acum 20 de ani sunt acum organizații fanion, etalon în România în domeniul protecției mediului. Deci sunteți o organizație pentru organizații. Exact, am două organizații, suntem la fel. Suntem printre puțini finanțatori privați pe zi de ONG în România. Iar în cazul acesta, de fapt, am fost selectați de către Biroul Contribuției Elvețiene să oferim această asistență lor, astfel încât ei, ca donatori, să poată să-și implementeze această contribuție în România. Și sperăm, după cum discutam, ca contribuția să continue în susținerea societății civile și cred că e o tradiție importantă cea elvețiană vis-a-vis de societatea civilă. Ieri la evenimentul nostru ambasadorul amintea numărul impresionant de organizații din Elveția, de faptul că foarte mulți cetățeni sunt membri al cel puțin unei astfel de asociații și cred că inclusiv lucrul în zona de parteneriat între entități din România și entități din Elveția poate conduce la lucruri bune pentru noi. Atât în zona socială, zona de educație, dar ne gândim și în zona de noi tehnologii, unde ei sunt o țară invidiată de mulți. Avansată. Exact. În zona universităților, în zona de cercetare, în zona de cultură. Și cred că... Și ca implicare. Exact. Deci ce a spus și colegul nostru, partenerul nostru elvețian de la Zürich, de la K Consultants, Elveția, o țară cu populație cam jumătate cât a noastră, are de fapt de 3 ori mai multe ONG-uri decât avem noi în țară și noi ne mândream că avem un număr bun și mare. Deci spiritul civic este foarte puternic. Domnule, am găsit aici adevărul că dacă ar fi să luăm la puricat cu toate lucrurile esențiale fiecare proiect, ar trebui o emisiune pentru un proiect. Da, poate e o idee bună pe care am mai găsit un lucru despre care însă vorbește toată lumea și care într-un fel sau altul ne amărăște pe toți, ce legat de spațiul verde din România. Aici Asociația Peisagiștilor din România. Da, și sunt câteva trasee verzi în situl Natura, Sighișoara, sunt foarte multe unde așa începem cu un copăcel, mai plantăm câte ceva, mai punem înapoi ca să nu o ia la vale toți versanții la un moment dat. Acum, e o diferență, am observat, structurală majoră între proiecte. Unele, scopul lor principal a fost atins, au fost încheiate, în sensul în care s-a dorit, s-a luptat pentru obținerea unei legi, care schimbă, cum ați spus, cazul cu tuberculoza și legea... S-a pus de care menționați, a trecut prin Senat acum. Da, și legea aceea a fost obținută. Altele sunt de altă natură, nu urmăresc punctual un anumit lucru, ci sunt locale. În mod evident, nu toate și-au câștigat statutul, vorbesc de proiecte de sustenabilitate, unele continuă să trebuiască să fie ajutate. Cum se va proceda aici? Trebuie să evidențiem aici un lucru. Când vorbim de sustenabilitate, nu trebuie să ne gândim întotdeauna doar la sustenabilitate unui proiect. Un proiect poate să fie derulat și să aibă o finalitate la lege. Da. Când vorbim de sustenabilitate, cel puțin noi, ca organizații care finanțăm de atâția ani ONG-urile din România, ne gândim inclusiv la sustenabilitatea organizațiilor. Deci poate să fie un proiect de o durată de 1 an, 2 ani pe care implementează succes, ceea ce înseamnă că organizația a învățat foarte multe din acel proiect, inclusiv din punct de vedere al managementului, a monitorizării, domeniul pe care îl face, etc., etc. Și asta contribuie, de fapt, la sustenabilitatea organizației respective. Prin proiectul respectiv a câștigat niște angajați, niște experți pe care, dacă poate să-i mențină, valoarea organizației, experiența și expertiza organizației a crescut foarte mult. Deci întotdeauna abordăm sustenabilitatea de proiect, da, și sustenabilitatea organizațională a acestor ONG-uri pe care le ajutăm. Vrem că ele să fie mai puternice, să servească mai mulți cetățeni, să aibă o interacțiune mai bună cu autoritățile, să fie în stare să vină cu o propunere de politică publică, cum au venit colegii noștri pe zona de tuberculoză. Au fost și alte încercări și sperăm să fie de succes pe zona de educație, de parenting education, și au fost multe. Am avut inclusiv un proiect care a venit cu 2 scenarii pe zona de pensii, pe politica privind pensiile. Dezbatere... și în domeniul cultural, artistic, ați avut ceva în zona asta? Am avut și proiecte în zona culturală. De fapt, COLO a fost destul de generos, Orga, cererea de proiecte. E proiectul cu Orga. Da. Astfel încât ele să acopere mai multe spații în care societatea civilă este activă. Da, un proiect cultural a fost la Hermann Cote, am impresia că este organizația care l-a implementat. Știți că în Transilvania există biserici care sunt în patrimoniu, construite de etnicii sași, și există câteva orgi care sunt unicate. Ori nu mai există nimeni specializat în repararea acestor orgi. Și atunci această organizație s-a interesat și a descoperit că cel mai calificat, cel mai bun meșter pe orgi este în Elveția și au luat ca și parteneri. Au luat din comunitate persoane vulnerabile, inclusiv etnici romi, cu care au început un atelier de reparare a orcilor. Deci oamenii aceștia au fost calificați, deci au o meserie, nu mai sunt beneficiari de ajutor social, au o meserie căutată și au reparat câteva orci pe perioada de derulare a proiectului. Două dintre ele au fost inaugurate inclusiv cu mulți etnici veniți din Germania special pentru aceste evenimente, inclusiv concerte, iar muzica cântată a fost a compozitorilor de etnie din etnici din Transilvania, sași, din jurul anilor din secolul 16-17. Și au comenzi, au salarii oamenii în continuare, de sustenabilitate. Bineînțeles că e greu să-i ții, pentru că din moment ce sunt calificat poți obține mai mulți bani lucrând în străinătate pe aceste meserii. Deci asta e o chestiune destul de dificilă, să-i ții pe acești oameni după aceea în România. Însă, avem un atelier și sperăm cât mai multe dintre aceste obiecte de patrimoniu să fie renovate și să fie introduse în circuitul turistic, pentru că toată comunitatea va beneficia. Îi urmăriți în timp, adică, nu știu, a început proiectul în 2000 cât? Acum 10 ani, mă rog. 2010. I-ați urmărit pe parcursul celor 10 ani? Da, pe toți? Și de exemplu, la Casa Experimentelor au terminat acum 2 ani proiectul, am mers ieri să-i vedem cum sunt. Că acolo ați fost tot timpul să vedeți. Că e de joacă, normal. Da, domnul ambasador, care tocmai și-a preluat mandatul în România, are în plan să se ducă să vadă câteva dintre proiecte. De câte ori avem drum în țară, mergem și vedem aceste proiecte sau, nu știu, de exemplu, cu bicicleta vara pe traseul de la Viscri, am participat și la maraton. Deci rămânem în contact cu organizațiile, rămânem în contact cu proiectele. Dar nu îi finanțăm doar o singură dată. Avem organizații care câștigă proiecte pe parcursul a 10 ani, 20 de ani, 2 proiecte, 3 proiecte. Deci e o mișcare, de exemplu, la mediu, e o mișcare de mediu. Ne știm cu toții, aflăm ce a făcut unul, ce a făcut celălalt. Bine, acum să nu fie monopol, să câștige mereu și mereu același ONG-uri. Aici vreau să ajung că sunt și unii care deja s-au dezvoltat, dar ne place întotdeauna și FDSC-ul și nouă să sprijinim, așa zis, și grasul. Deci organizații de afiriu ierbii, organizații tinere care apar și pe care să încercăm să-i creștem la fel cum am făcut cu ceilalți. Dar este un mix foarte bun dintre organizații deja care au experiență, care când își deschid gura sau când fac o acțiune deja are un anumit impact, și organizațiile noi care învață și de la ei și de la noi, implementează proiecte de succes prin curaj și devin din ce în ce mai vizibili și mai activi. Sunt unele proiecte foarte interesante, de la limba română cum e, sunt unele proiecte în care se caută și s-au căutat voluntari pentru a deveni voluntari, cum este Recer pentru voluntariatul pentru pompieri. Și m-am uitat foarte multe dintre ele, un lucru admirabil și apreciabil, sunt de fapt pentru zone, comunități, oameni, locuri defavorizate sau care erau pe vremuri la un standard european, cum ne dorim cu toții, după care dintr-un motiv sau altul pe parcursul timpului s-au prăbușit. Și acum unele sunt resuscitate, altele sunt luate de la firul ierbii, exact cum spuneți. Am văzut că există un centru de instruire pentru salvatorii montani, o altă meserie la care nu te gândești niciodată, dar în momentul în care, Doamne ferește, și nu visezi pe nimeni pe lumea asta decât să vină un salvamontist de acolo, deci foarte frumos. Da, cei cu pompieri e o tradiție în Elveția privind voluntariatul pompieri, stingerea incendiilor, și nu numai că au venit și au trainat pe voluntarii din România. Au și trimis materiale, ceea ce contează. Este o organizație, Opération Villages Roumains, se numește, care e înființată înainte de anii 90. Înainte de anii 90. Acesta a fost parteneriatul, Opération Villages Roumains din România și cei din Elveția, organizație înființată atunci când Ceaușescu a început să demoleze satele. Deci este o tradiție de mulți ani. 30 ceva de ani. Da. Au vrut inclusiv să aducă arhiva Operațiunii Villages Roumains în România ca să creeze un muzeu, dar proiectul s-a axat pe voluntariatul pompier, au donat câteva mașini, ei se vizitează comunitățile din România cu cele din Elveția cel puțin o dată pe an, cei din Elveția au membri care vin în România și vizitează România, acești membri care plătesc în fiecare an o cotizație ca și membru al acestei organizații. Noi am fost la Neuchâtel anul trecut, finalizarea programului acolo a fost la unul dintre evenimentele Operațiunii Villages Roumains din Neuchâtel, într-o stație de pompieri, unde l-am adus pe ambasadorul României, deci tot evenimentul a fost în stația de pompieri de la Neuchâtel. Dar cum vă simțiți așa, nu știu, fiind caracterizați drept lupii cei răi, numai nou, și așa soldații înregimentați în armata lui Soros, că vorba aceea, în ultima perioadă ați avut din plin astfel de... România face parte dintr-un val, din păcate, pe care îl observăm din... Israel, Moscova, Rusia, Ungaria, Turcia, inclusiv în Statele Unite. Deci nu e un discurs, nu e un discurs aparte. Noi încercăm să lucrăm pe baza obiectivelor și misiunii pe care ne-am asumat-o în sprijinul comunităților pentru o Românie mai bună, o Românie mai civică, mai educată, mai prietenoasă cu mediul, în care lumea să nu mai plece din această țară, și cred că trebuie să ieșim din sfera acestor teorii conspiraționiste și să încercăm să apreciem orice bun și bine care e făcut pentru comunitate și pentru țară. Până la urmă, cred că și noi, și clasa politică, sper că asta are clasa politică în minte, o Românie mai prosperă. Noi asta vrem, deci societatea civilă și mai educată. Dacă ne uităm la acest scop, cred că putem găsi multe punți ca să lucrăm împreună, iar Elveția este un model pentru noi, cum guvernul susține societatea civilă, inclusiv financiar, astfel încât să ajungă în zone în care guvernul nu-și permite să ajungă, în care oamenii nu sunt deschiși să lucreze cu instituțiile, lucrează cu organizațiile neguvernamentale, și cred că e un model pentru noi, societatea din Elveția. Mai ales pentru autorități, nu? Și cred că autoritățile ar trebui să vadă partea bună a societății. Într-o societate normală ar trebui să fim complementari, ar trebui să fim parteneri și ar trebui să vedem care este scopul nostru pe viitor, al amândor segmente. Dar ce să vă spun legat de întrebarea dumneavoastră, proiectele pe care domnul le-a menționat sau le-am explicat noi, le-am prezentat noi. De fapt, dacă asta înseamnă singure, să fii șoroșist, e bine. Deci, în opinia mea, să dezvolți piste de biciclete, să lucrezi cu voluntari pompieri, să salvăm. Dacă asta înseamnă, n-am nicio problemă. Deși n-am avut niciodată nicio treabă cu domnul în cauză. Mă tem că un astfel de discurs pe care îl practică, nu, unii acum, nu poate fi anihilat doar cu fapte bune. Da. Adică cred că și la nivelul ăsta ar trebui cumva să fiți mai activi. Desigur, și cred că e un trend din care, cum vă spuneam, în care România face parte, din păcate. De fapt, asta este, de însă fapt, din partea Elveției, din partea Uniunii Europene, am simțit societatea civilă din România un sprijin și că am fost apărați pentru valorile pe care le promovăm și pentru lucrurile bune pe care le facem în România. Și inclusiv din oamenii în cadrul partidelor care au criticat sau au venit cu acest scenariu, sunt oameni care nu cred. E un moment, dar nu cred în aceste lucruri și au întins întotdeauna o mână de sprijin către societatea civilă. Eu cred că toată această nebunie se va liniști într-un fel după Brexit, să vedem ce se va întâmpla cu Brexit-ul. cu o creștere economică, cu stoparea migrației din Siria și Irak, și cred că vom avea un moment când va trebui să stăm cu toți la masă și să vedem în 10 ani ce vrem cu această țară, unde vrem să o ducem, ce putem face împreună, societate civilă, mediul de afaceri, partide politice, astfel încât să aducem tinerii înapoi, să aducem oamenii înapoi în țară, să aducem mai mulți bani din fondurile de coeziune ale Uniunii Europene, să avem spitale mai bune, să avem o educație de care să nu ne fie rușine, și cred că lucrurile astea nu le poate face un partid singur, nu le poate face un ONG singur, nu le poate face o corporație singur. E o muncă de echipă și atâta timp când nu ne dăm seama că proiectul nostru comun este România, din păcate facem lucruri fiecare. Vă așa pe fiecare, cât de departe credeți că suntem de aceste deziderate? Din moment ce eu am rămas în România și n-am plecat, înseamnă că sunt încă un optimist și cred că putem, încă mai avem o șansă. La Lugano să ai o mare distanță. A văzut un proiect aici, era singurul la care am încercat, nu m-am prins ce e nou, trebuie să deschid capa cu cutie să mă uit, mă gândeam, suna ca Romeo și Julieta așa, Bacău și Lugano. Da, foarte interesant, un program de master, informatică aplicată, pe parcursul a 2 ani, și 240 de studenți au participat la workshop-uri cu tema învățarea bazată pe proiecte și așa mai departe. Deci, foarte, iată ce legătorii de Bacău și Lugano. Da. Nu credeam că sunt îmbrățite sub forma asta, da. În rest, când eu tot cu ediția, tot la asta o să vin și probabil că dacă nu dați un răspuns concret, cer cu date, zile, ore, atunci o să fiți sunați noapte și nu o să scăpați, pentru că a fost atât de plin de esență tot acest proiect general, cu un impact social într-adevăr uriaș, pe parcursul a, iată, 10 ani, încât în momentul acesta în care noi discutăm totuși despre niște lucruri care aparțin trecutului, se desfășoară și în prezent, dar colaborarea aceasta oficial s-a încheiat. Întotdeauna o să vină cu repetiri cererea, este și normal, prea a fost frumos și cu realizări. Trebuie să menționăm și faptul că vorbim de o perioadă când fondurile disponibile pentru organizațiile guvernamentale în România sunt oarecum destul de diminuate, deci chiar e o perioadă foarte grea pentru majoritatea organizațiilor. Trebuie să cumva să găsească soluții și să... Elvețienii sunt o soluție, așa mi se pare. Da, e una din soluții, sigur că da. O perioadă mai grea... Foarte grea. Ce înseamnă foarte asta? Grea. Anul ăsta, anul trecut, de când e perioada asta mai grea? Adică... Pentru organizații e o perioadă mai grea de câțiva ani, având în vedere când această tentație fiscalitatea sau de a diminua, cum îi spunem, spațiul civic, adică înseamnă zona legislativă, zona de politici publice pentru organizații, aceste campanii de denigrare și așa mai departe. Sperăm că după valurile de alegeri pe care le vom avea anul acesta, lucrurile să se liniștească și să, după cum v-am spus, să stăm la masă împreună cu mediul de afaceri și cu mediul politic, astfel încât să găsim niște puncte strategice pentru următorii ani, pentru România. Eu cred că fără o mobilizare din partea celor 3 segmente ale societății, nu vom reuși să facem lucruri coerente și cu impact. Dar cu registrul acela al ONG-urilor s-a rezolvat? Momentan nu știm dacă s-a rezolvat, există acest ordin de ministru, așteptăm să vedem acest portal sau cum să o numi el. Din punctul nostru de vedere, toate aceste date le au deja cei de la exact, un exercițiu cu repetiție. ANAF, să vedem dacă el va fi funcțional vreodată, dacă se va întâmpla până la urmă. După cum ați văzut, guvernul a redus la un moment dat timpul pentru direcționarea celor 2% până la 15 martie, după care a revenit și l-a dus până în iulie. Sperăm ca și pe această zonă cu acest registru, în ultimul moment, guvernul să revină asupra deciziei și să găsim cea mai bună soluție. Să dacă nu revine, măcar de la face user-friendly, fiindcă faci o lege, ai o cerință acolo și tu care vrei să te conformezi, n-ai cum, fiindcă efectiv n-avem cum. Doamnele acelea care construiesc spitalul, nu? Le-am văzut pe toate posturile la TV spunându-i domnului ministru același lucru, că este inutil acest registru. Au făcut 2 etaje și ei n-au fost în stare să facă un registru în acel timp, deci... Da... Ce să zic? N-avem nicio problemă, numai să putem să ne conformăm, măcar să avem... Sunteți obligați să o faceți, asta e numele, citeți deci de pe hârtie. Fundația pentru Parteneriat. Da, păi încercăm, adică odată cine s-a gândit, asta e, acum aduci pietrul în spate, că parteneriat înseamnă nu doar cu cei prietenoși. Normal, normal. Păi trebuie și problema. Cei care stau cu spatele întors și făcut spatele. Pot să vă spun, de exemplu, acum câțiva ani am fost unul dintre inițiatorii și noi ca organizație, eu personal sau Ionuț și organizația lui, am lucrat foarte bine, de exemplu, pe vremuri cu parlamentari, când am inițiat, de exemplu, această lege privind 1%, atunci acum 2% care pot fi donate organizației. Am pregătit legea, am lucrat împreună, sau ați văzut din proiecte pe care le-am finanțat. Deci au ieșit legi, au ieșit inițiative legislative pe care nu le poți face singure. Adică tu poți să vii cu o propunere, poți să-l dai unui parlamentar sau să-l trimiți prin poștă sau prin e-mail, asta nu o să însemne nimic dacă nu stai cot la cot, nu înțelegi. Ne mai vorbim de faptul că poți să ai o viziune, dar mai e și limbajul politic, care este stăpânit mai bine de oamenii politici. Acea lege trebuie transpusă în acel limbaj. Fără cooperare, fără parteneriat, nu merge. Tocmai de aceea noi suntem deschiși întotdeauna, chiar și când suntem relativ atacați. Asta e adevărul. Cred că e foarte important ca aceste canale de cooperare să rămână deschise, inclusiv cu criticii. Nu putem să închidem ușa, să spunem, dar noi nu vrem să discutăm cu voi. Și noi întotdeauna, FDSC, am avut această abordare de a discuta, de a sta la masă și de a încerca în zonele în care suntem de acord să găsim o soluție bună, iar în zonele în care nu suntem de acord să zicem că nu suntem de acord și să vedem cum putem merge mai departe. Trebuie să fii deschis către dialog, nu? Până la urmă, asta este democrația. Dar eu personal mulțumesc Elveției. Și noi mulțumim. Și vreau să mulțumesc că pe Federer, iată, ne-a dat și bani pentru o grămadă de proiecte minunate. Și ceasul pe Și ne-au ajutat, v-am spus, flexibilitatea lor și faptul că au fost foarte atașați de aceste proiecte și implicați. A făcut să avem aceste rezultate. Aș vrea să menționez doi oameni din cadrul biroului, pe Roland Piton. Roland este persoana care coordonează acest birou de cooperare și pe Marie-Louise Stoicescu, care este persoana care a fost coordonatoarea acestui program din partea biroului, pentru că au fost niște oameni minunați care au lucrat cot la cot cu noi și, după cum vă spunea și László, au vizitat proiectele în continuu, adică le-a făcut mare plăcere să meargă, să vadă aceste proiecte. Vedeți conectate la respectivele organizații. La un moment dat, unde au avut nevoie, țin minte, în Bacău, doamna Stoicescu a... Bacău sau Lugano? Că Bacău, într-un sat din Bacău, cred că Podul Turcului, a găsit o familie, mamă și fiică, nu aveau casă și s-a implicat personal să găsească bani astfel încât până când vine iarna să aibă un acoperiș. Da. Deci nu numai că au vizitat, dar și au încercat să vadă cum pot ajuta și ei personal oamenii ăștia care sunt cam uitați. Minunat! Păi vă mai așteptăm pe la noi, mulțumim frumos, cu următorul proiect. Cu elvețienii, cu nemții. Da. Avem cu norvegienii. Da, asta e zona în care ne mișcăm noi, și de preferat acest, trebuie să recunoaștem. Ionuț Sibian, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, László Potoczki, slavă Domnului că am spus cum trebuie, director Fundația pentru Parteneriat și firește partener cu Ionuț și cu Fundația Dânsului, cu echipa de acolo. Aici gazde Mihaela Ioniță și Răzvan Ursuleanu. Dan Filoti este câștigătorul cărților cele trei de la Editura Integral și în rest, Mihaela... Să aveți o zi pe gustul vostru, orice ar fi, nu puneți la inimă, nu merită. La revedere, ne-a făcut plăcere. Ceau! Mulțumim frumos!